Lăsată de izbeliște de zeci de ani, o construcție din parcul La Izvor din Chișinău a fost astăzi demolată de autorități. Întrucât clădirea era nimănui, preotul sectorului Buicani spune că reprezenta un pericol pentru minorii care se adunau deseori aici. Astfel, în locul ei va fi construită o toaletă publică. Preotul sectorului Buicani spune că la începutul anilor 90, aici s-a încercat să se construiască un club de noapte, iar ulterior, construcția lăsată în paragină a devenit un adăpost pentru boschetari. Este o construcție abandonată, fără un proprietar stabil, care cel puțin 20 de ani a stat în starea în care ați putut o vedea și dumneavoastră. Și în ultima perioadă de timp, și cel mai tare ce ne-a pus pe jar a fost faptul că s-a adunat minorii din... А вы знали, что тут находилось? Понятно, я сам хочу посмотреть. Nici lucrătorii care o demolau nu ne-au putut spune ce se afla în aceasta. Nu știți ce a fost aici. Dar ce urmează să se construiască? Oricum, când ați demolat, ce era? Nu era nimic, nu. Era gol în... Era gol în trans. Obiecte nu erau... Nimic, nimic, nimic. Ce urmează să fie construit? Noi, ca șoferii, ne-au chemat la lucru, dar ce... Totuși, răscolind prin amintiri, câțiva chișinăuieni pe care i-am surprins prin preajmă ne-au spus că edificiul ar fi fost gazda unui acvariu. Deci, șor era. Da, aici e că așa era înainte. După asta ce s-a întâmplat? După asta nu știu. Nu... Eu ceva pentru copii era acolo. Acvariu, nu e какой-то парк детский или что-то такое вроде этого. Ideea construcției unui WC-ul public i-a indignat pe unii cetățeni care locuiesc prin apropiere. Da, imposibil WC-ul să fie aici, imposibil. Trebuia un pic mai departe sau? Mai într-o parte, dar nu chiar și lângă casa noastră. Aceasta este a doua construcție demolată din parcul La Izvor în ultimele două săptămâni.